Cu regret lucrurile în Republica Moldova în ceea ce privește finanțarea și transparența finanțării partidelor politice nu s-a schimbat prea mult, deși noi am așteptat mereu o schimbare, pentru că problema finanțării a fost abordată de, când, de 25 de ani. Practic, metodele au rămas cam aceeași. E finanțare de cineva pe care nu-l cunosc nici membrii, de obicei, a birourilor permanente a partidelor politice. Banii se distribuie așa ca să se dea că toată lumea face donații, practic, mai mult decât salariul pe un an de zile sau chiar de 2-3-4 ani. Și eu cred că noi nu am avut partide până acum sincere care ar fi dorit. A impunerea transparenței în ceea ce privește finanțarea partidelor. Pentru că, practic, pot spune din propria mea experiență, de-a lungul anilor și întotdeauna există această finanțare, dar la partide cu părere de rău, uneori cei care vor sincer să finanțeze partidele, în mod special de opoziție. Nu vor să fie cunoscuți pentru că le îngrijă că pot fi repercursiuni din partea celor de la guvernare și cum am spus, nu are importanță, pentru că această frică există și atunci când sunt democrații la putere și atunci când sunt nedemocrații la putere. Întotdeauna există această frică din, din, partea oamenilor de afaceri, pentru că Bineînțeles că de multe ori și afacerile nu sunt probabil chiar atât de eu știu, curate și banii care sunt făcuți nu sunt uh, contabilizați. De obicei, sunt bani aduși la plic, la geantă, anual. Inspectoratul fiscal, orice țară ar trebui să, auto, să se autosisteze și să întrebe această persoană. Argumentul că eu am strâns banii de un an de zile și i-am donat nu funcționează. În toată lumea, tu trebuie să faci dovada Pe ce ai trăit, pe cui bani ai mâncat, ai cumpărat haine, ai întreținut, pe cine ai în familie și așa mai departe. Faptul că oamenii semnează sunt care, de fapt, nu le au. Nu le dau. Nu le dau. Arată, de fapt, că se... Finanțează. spală niște bani, sunt surse netransparente, sunt surse, probabil, Necontabilizate, da, undeva, pentru că aceștia sunt niște bani cash sau care cash de multe ori, că nu poți să pentru niște bani care sunt transferați pe contul unui partid. Aici e transparent pentru că ele vin de la o organizație, dacă vine din contul unei persoane fizice, trebuia să putem urmări cum au ajuns acești bani, de la cine au ajuns acești bani pe contul acestei persoane și atunci cel mai simplu este semnarea asta a banilor cash, donații. Noi cred că trebuie în primul rând să condiționăm Așa cum ne-au condiționat și noi, celor care implementăm proiecte în Republica Moldova, ca toți banii, ca refluxul de bani într-o organizație să se facă pe transfer, pe carduri, pe conturile persoanei. Deci, pentru persoane fizice, în general, eu aș plafona ca un instrument care ar putea acționa să se facă, să se limiteze până la 25% din venitul anual a persoanei. Nu putem face altfel. Nu pot să spui că tu ai donat tot salariul tău pe un an de zile, fi chiar și pentru o binefacere. Dacă nu faci dovada pe ce bani tu ai trăit, ai crescut cartofi în grădină, ai crescut iepuri, ce ai făcut?